De asemenea, un alt obiectiv de investiții care se va regăsi în bugetul din acest an se referă la un cinematograf. Aș vrea să reiau această discuție a cinematografului. Ați văzut că am explicat-o și în cadrul dezbaterilor publice. Inițial, noi ne-am dorit reabilitarea acestui cinematograf printr-o axă de finanțare europeană, privind reabilitarea clădirilor publice, acolo unde cota de cofinanțare a Romanului era undeva în jur de 2 milioane de euro, având în vedere faptul că acea axă de finanțare nu prevedea decât reabilitarea termică și creșterea coeficientului termic a clădirii. Partea de dotări, practic, era asumată de primăria municipiului Roman. Proiectul a fost declarat neeligibil la acea vreme, întrucât nu întrunea coeficientul de reabilitare termică și practic a apărut o nouă axă de finanțare, axa 13, acolo unde acest proiect era eligibil. Am refăcut documentația conform noii axe de finanțare și în momentul de față avem speranțe că în acest an, doar cu o contribuție de 2% din partea primăriei municipiului Roman și restul bani europeni și guvernamentali, să reabilităm acest obiectiv de investiții. Chiar și așa fiind, și avem promisiuni că în acest an se va semna contractul de finanțare, practic până la reabilitarea în totalitate a clădirii și darea spre folosință, mai durează minim 2 ani, 2 ani și jumătate. Și în urmă cu 3 ani am început discuții cu o firmă specializată în proiecția cinematografică și care are toate avizele necesare pentru proiecție cinematografică. Știți că am reabilitat și sala din primărie, dar ea nu se pretează pentru astfel de proiecții cinematografice, cel puțin nici aparatura nu este 3D, fiind foarte costisitoare. De asemenea, avem un proiect în pietonal, acea proiecție pe perdeaua de apă, dar nici aceea nu se pretează pentru difuzarea de filme, cel puțin pentru firmele care apar în această perioadă și pentru filmele 3D. Am mai avut în intenție, însă nu am avut resursele financiare nici anul trecut, nici acum 2 ani, pentru realizarea unui cinematograf în aer liber. În acest an am reușit să alocăm o sumă de bani și se va regăsi în bugetul de investiții din acest an pentru realizarea acestui cinematograf în aer liber. Acest lucru se va întâmpla în zona de picnic din cadrul Complexului Sportiv și de Agrement Moldova, acolo unde avem deja o scenă și în colaborare cu această firmă specializată vom realiza un parteneriat, un acord de asociere, un contract de asociere prin care noi să achiziționăm aparatura necesară și aici mă refer la un proiector 3D cu sistem audio, cu ecran, cu toate cele necesare pentru proiectarea de filme și această firmă să vină în contrapartidă cu realizarea de scaune, practic partea de pentru public și urmează să stabilim prin acest contract de asociere împărțirea costurilor și a veniturilor rezultate din vânzarea de bilete și, bineînțeles, cu activități conexe, respectiv distribuirea de produse alimentare și de băuturi în cadrul acestui proiect. Credem noi că este un proiect frumos, un proiect care poate genera un punct suplimentar de atracție pentru Complexul Sportiv și de Agrement Moldova și, în egală măsură, până la realizarea și finalizarea cinematografului Unirea, reabilitării cinematografului Unirea, va oferi șansa vizionării de filme și de proiecții cinematografice la Roman, așa cum ne dorim cu toții.